Mă bucur că sunt așa de mult. Este important că a fost secretarul de noi. În tot timpul ne-am dorit ca a fost secretarul să promovați proiectul pe care noi îl avem de implementat. O să fac un mic remember a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, ce vizează proiectul nostru. Am pornit acest proiect din dorința de a da craiovenilor o echipă de tot. Am pornit acest proiect pentru că informațiile noastre au fost că Ministerul nu vrea să dea drumul la aici. Știți foarte bine, cum știm toți care aveți fotbal în Sarajevo, că Ministerul a dat drumul la echipa de fotbal în momentul în care și-a dat seama că noi cei care suntem parteneri în acest proiect vrem să dăm drumul. Primăria din Craiova, Clubul Sportiv Universitatea Craiova și un investitor din București a dorit să dea craiovenilor această echipă de fotbal. La momentul începerii acelui proiect, mi s-a cerut de către ceilalți 2 asociații în cadrul proiectului să mă ocup de activitatea din cadrul acestui proiect, pe care noi îl începusem la momentul respectiv. La momentul respectiv a trebuit să umplem la zero. Nu am avut nimic. Nu am avut sediu, nu aveam jucători, nu aveam personal care să se ocupe de compartimentele din cadrul clubului ce necesită, ce erau necesare pentru desfășurarea activității noastre. A fost un efort intens pe care l-am depus în această perioadă de 6 luni. Un efort care a avut și plusuri, mi-a avut și minusuri, mi-a avut și o experiență de viață fantastică. Astăzi, am avut ultima acțiune din an a echipei de fotbal. Astăzi pot spune că mandatul meu expiră, pentru că eu am fost rugat, mi s-a cerut de către ceilalți 2 asociați să implementez acest proiect și consider că din momentul acesta proiectul poate merge foarte bine și fără mine. Fără mine, manager general va de parte. De aceea, s-a luat decizia la nivelul Consiliului de Administrație ca interactivitatea din următoarea perioadă a clubului de fotbal Universitatea Craiova să ocupe domnul Petrisă Giorgiu în calitate de director general și domnul Felix Nicolae în calitate de director executiv. Rămân ca eu să rămân membru în Consiliul de Administrație. Voi fi alături de proiect în continuare. Pentru că acesta, trebuie să-l recunoaștem toți și știți foarte bine, este proiectul pe care eu l-am inițiat pentru Craiova și pentru Craioveni. Eu o să ocupe în continuare tot ceea ce înseamnă desfășurarea activității. Organigrama clubului nu suportă alte modificări. Staful tehnic al echipei rămâne același, antrenor Ovidiu Stângă, Corneliu Papură, secund, antrenor cu portarii Silviu Lung, urmând să aducem jucătorii care sunt necesari pentru a face mare performanță la Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Vă rog să fiți alături în continuare de proiectul nostru, să promovați intențiile noastre care sunt bune și sunt, cred eu, bazate pe principii corecte, curate. Vreau să mulțumesc celor care au fost alături de mine în acest proiect. Mă refer de cei din staful și tehnic și administrativ și care au făcut eforturi imense pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor care vrei. Vă mulțumesc și să-i dau o rugăciune lui directorul nostru general. Cred că a fost foarte explicit Vădiță și de asta, din ce știu eu, toate hotărârile care se vor lua în continuare, la majoritatea își va da sau nu își va da acceptul. Asta, ca să nu credeți că eu venim în
într-o funcție nouă, tot din cadrul clubului, din director sportiv, unde m-am ocupat mai mult de latura ceea ce privește centrul de copii și juniori și vizionarea unor meciuri de juniori și achiziționarea unor jucători tineri care peste câțiva ani credem noi că vor face pasul către echipa mare. Și de asta vă spun, venind în funcția de director general, deci să nu se facă confuzii, fiindcă am văzut pe mass media dimineață că eram numit manager general, este diferență între un director și un manager. De asta, acum să repet ceea ce a spus Bădiță, ce scăparea iurea. Ce vă spun, și nu vă spun niște lucruri care le-au zis pentru prima dată, în discuțiile care le-am avut zilele trecute, cei ce au hotărât acest lucru, se va pune în bază mare în continuare pe centrul de copii și juniori și se va lărgi numărul celor care vor face parte din scouting-ul clubului. Se va dezvolta relația cu presa, se va dezvolta relația de marketing. Deci lucruri care nu vin eu să le implementez în club, lucruri care atunci când s-a pornit acest proiect la drum se schițaseră în planul de bunul mers al clubului. De asta nu vreau să dezvolt foarte mult ceea ce a spus Bădiță, mi se pare a repeta niște lucruri care au mers bine și sperăm să sunați. Sfintele sunt aceleași, nu schimbăm din mers obiectivul echipei, de asta încercăm, voi încerca și eu și Felix să avem o relație la fel de bună pe care ați avut-o și cu Bădiță și cu ceilalți din club. Am așa vreau.